Suflet, emisiunea .bi. Zilele acestea la București a fost lansat programul Parteneriatul Național pentru Dezvoltarea Teritoriului. Ne interesează și pe noi, gorjenii, acest program și vom discuta despre aceasta cu domnul Bebe Ionică, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor și pentru Societate Informațională. Bună seara, bine ați venit! Bine ați revenit la noi în studio! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Dumneavoastră ați venit astăzi la București cu informații foarte calde despre lucruri care interesează gorjenii. Este vorba despre acest program recent lansat și v-aș ruga să ne spuneți despre ce este vorba. Da, luni a avut loc la București, organizat de Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu Ministerul pentru Dezvoltarea MDRAP, Dezvoltarea Administrației și Dezvoltarea Rurală, Locală. Deci a avut loc acest forum la care a fost prezent ministru, domnul vicepremier Dâncu, domnul vicepremier Borc, invitații din ministere și din administrația publică centrală, din administrația publică locală, din parteneriat, din mediul de afaceri, mediul academic, universitar, de asemenea din societatea civilă, pentru că se dorește, practic s-a lansat ideea de a se semna niște parteneriate pentru dezvoltarea României, privind potențialul strategic al rețelelor de parcuri, clădiri și terenuri industriale. Așa este denumirea programului. Problema este că se pune în discuție punerea sau valorizarea tuturor potențialelor și potențelor legate de teritoriile existente în România, cu focusare în primul rând pe acele terenuri sau spații care au rămas în urma unor parcuri industriale dezafectate și știți că majoritatea orașelor și nu numai din România au zone industriale care nu mai sunt puse în valoare la adevăratul potențial pe care îl reprezintă. Și se dorește ca o componentă a strategiei de dezvoltare a României, teritoriale a României, care a fost aprobată recent în guvern, se dorește să se pună în valoare această importantă resursă a României. Am înțeles, dumneavoastră aveți mai multe proiecte pentru județul Gorj și spuneați dumneavoastră de parcurile dezafectate. Noi avem un parc industrial care a funcționat și care încă funcționează, parcul de la Sadu, dar poate nu, da, la capacitate. Da, este, așa este. Vreau să vă spun că cu această ocazie a fost lansată o platformă informatică interactivă care se cheamă Observator Teritorial. În și acest... chiar v-aș ruga să spuneți cât mai multe, fiindcă suntem în această era tehnologiei, iar dumneavoastră sunteți specialist în domeniu și ne puteți spune cum ne putem dezvolta în acest sens. Deci s-a lansat o platformă, deci în această manifestare, s-a lansat o platformă elaborată de către Ministerul pentru Dezvoltare, MDRAP, Dezvoltarea Regională și Administrația Publice, Administrației Publice, legată de potențialul terenurilor, clădirilor, care există sau sunt în administrarea diferitelor entități, cu precădere în administrarea administrației publice locale, și aceștia sunt chemați să încarce în platforma respectivă toate aceste oportunități pe care le au. Sigur, dacă doresc să fie vizibil, să atragă investitori, să intre într-un parteneriat de dezvoltare a zonelor respective. Cu această ocazie pot să vă spun că deja au fost primele zone care s-au înscris, deci erau deja înscrise, și din Oltenia erau două zone, era o zonă înscrisă în zona Bălcești, din Vâlcea, și o altă zonă Drăgășani. Deci undeva în ambele cazuri, undeva la 10-12 hectare de teren, care aveau și clădiri, întabulări, deci absolut toate utilitățile la terenul respectiv, de transport, de canalizare, deci utilități, comunicații, alimentare, energie electrică și, bineînțeles, că aceste terenuri erau, eu vă spun ce am sesizat, ce am văzut,
erau deja lotizate cu, pe diferite dimensiuni, de la, știu, 500 la 1000 de metri sau la 2000 de metri pătrați, depinde cum erau ele organizate acolo. De asemenea, unele erau și clădiri, deci aveau deja clădiri funcționale. Am văzut că au fost oferte legate de prețuri de, pe teren, pe metru pătrat de teren, foarte aproape modic sau chiar deloc, la clădiri la fel. Deci, iar au fost prezenți acolo primarii de la localitățile respective sau reprezentanți ai parcurilor, că deja erau parcuri industriale sau parcuri tehnologice, și au prezentat în plen facilitățile de reduceri de taxe, de impozite, deci în așa fel încât să facă cât mai atractivă locația respectivă pentru potențialii investitori. Cu ocazia aceasta, deci s-a lansat, așa cum a spus, Observatorul Teritorial, este o, acea aplicație informatică interactivă în care se pot încărca oportunitățile și ofertele pe care le au administrațiile locale. Și, de asemenea, s-a mai lansat încă o aplicație, este o aplicație foarte importantă, legată de Sistemul Național de Informații privind afacerile. Este o aplicație, de data aceasta, elaborată și găzduită de Camera de Comerț și Industrie a României, unde sunt deja înrolați peste 1 milion de actori activi, deci care lucrează, sunt activi în platforma respectivă, peste 650.000 de firme din toată lumea, nu numai și din România, dar și din lume. Acolo este o platformă unde se întâlnește cererea cu oferta, cei care doresc să ofere, eu știu, diferite servicii sau au potențial și vor să ofere diferite lucruri pentru a putea fi cerute sau... Deci acolo se întâlnește cererea cu oferta. Sunt cei care au nevoie de servicii, cei care au nevoie de terenuri sau pentru diferite investiții pe care vor să le facă în România. Spuneați dumneavoastră de acest observator teritorial. Eu între timp am și intrat pe internet. Este și pentru telefoane mobile, nu? Poate fi accesat și de dispozitivele inteligente, tablete, orice, telefoane mobile, la orice laptopuri. Nivel, practic un primar și când face am discutat cu președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu, pentru că, deci, am încercat să-l informez în câteva cuvinte despre această acțiune. Probabil că dânsul deja știa la nivelul Consiliului Județean. Eu am venit cu această, să zicem, informație de acolo, de la sursă, pentru că îmi doresc ca la nivelul Consiliului Județean, să, domnul președinte, să fac o acțiune cu primarii, cu responsabilii de administrații locale, să prezinte această oportunitate și să încerce ca autoritatea locală să găsească potențial de dezvoltare pentru fiecare zonă. Este foarte important ca să creăm o emulație la nivelul administrației publice locale, la nivelul comunelor, în așa fel încât în fiecare din aceste comune să înceapă să apară investitori care până la urmă plătesc taxe, impozite sau, eu știu, facilități, angajează salariați, deci pentru a putea să venim cu o alternativă, așa cum anunțam și în emisiunea dinainte cu dumneavoastră, pentru a crea o alternativă la ceea ce se întâmplă practic în Gorj, că de 20 și ceva de ani nu s-a întâmplat decât minerit și energie și foarte puțin alte industrie. Avem nevoie de alternative. Da, trebuie să creăm alternative, pentru că până la urmă eu zic că există potențial și putem să găsim și alte surse de câștig și rezolvare a existenței. Acum, desigur, cea mai bună popularizare este cea online, deci astfel de site-uri, platforme iterative. Da, dumneavoastră sunteți în domeniu și știți termenii de specialitate, sunt extraordinare. O platformă în care se poate să-ți încarci toată oferta pe care o ai și de asemenea și facilități absolut tot ce oferi.
și din toată lumea, bineînțeles că nu numai direct din afară, dar și, așa cum spuneam și data trecută, sunt accesate ambasadele, sunt accesate ministerele, nu știu, Ministerul Economiei, Ministerul, diferite ministere, poate să fie și Ministerul de Dezvoltării, Ministerul Comunicațiilor. Deci vin investitori care își oferă și vor să investească în România și atunci este foarte bine ca informația să se găsească repede și bine, corectă, exactă, în așa fel încât potențialii investitori să poată să acceseze rapid platformele respective. Aveți semnale și din Gorj până la acea întâlnire pe care dumneavoastră ați solicitat-o președintelui Consiliului Județean cu reprezentanții administrațiilor locale. Aveți așa semnale că primarii din Gorj ar fi interesați de această platformă? Timpul este foarte scurt. Da, nu, eu cred că în primul rând și e normal să fie așa, orice edil, orice primar din județul Gorj și nu numai, trebuie să fie interesat de comunitatea pe care o administrează. Și atunci când venim cu o oportunitate, o posibilitate de a crea, nu știu, locuri de muncă, de a crea activitate economică în zona respectivă și nu numai, pentru că nu e vorba numai de activități economice, poate să dezvolte și activități sociale și activități de pregătire profesională. Deci sunt mai și multe. De promovarea culturii, chiar înainte, sigur, în prima parte a emisiunii, a fost directorul pentru cultură. Deci există mai multe, avem potențial mai multe direcții de promovare, nu numai platforma este mult mai largă și poți să încarci asemenea, absolut, spunea da, și de asemenea se pot accesa și fonduri pe diferitele măsuri, așa am cum înțeles. Spuneam, pentru startup-uri, pentru pregătire, pentru cursuri, pentru calificare, pentru, deci sunt foarte multe activități și eu aș propune cu ocazia asta aș propune primarilor, celor care decid până la urmă soarta localităților respective, să creeze un nucleu de 1, 2, 3 oameni pe lângă fiecare specialiști, pe cât se poate, pe lângă fiecare primărie, fiecare consiliu local, oameni care să vină cu expertiză în sprijinul inițiativelor locale, celor care vor să acceseze fonduri. Pentru că, ați văzut, de obicei oamenii nu au informații, nu știu să... Poate își doresc, dar nu știu unde să cui să adreseze. Eu aș gândi undeva, nu știu, există în fiecare primărie undeva cu urbanismul sau, mai știu, în altă zonă, nu spun eu unde, dar cineva care să poată să răspundă cât de cât autorizat după ce a făcut și eventual un curs sau a derulat niște proiecte europene, în așa fel încât să vină în sprijinul inițiativelor locale. Este foarte important să se creeze această emulație vis-a-vis de administrația locală. Mi s-a dat un termen până când va avea loc acea întâlnire cu primarii? Acum e și o perioadă mai tulbure puțin pentru faptul că suntem în campanie. Mulți sunt președinți de organizații teritoriale. Oamenii sunt ocupați foarte mult cu zona aceasta de campanie, de la noi aici la Gorj și un pic de agitație, așa un pic mai mult decât poate în alte județe. Bun, o pregătesc materialele, o să le înaintez domnului președinte al Consiliului Județean, rămân ca dânsul să decidă oportunitatea, când, cum, deci este până la urmă obținerea dânsului și da, eu cred, așa cum l-am văzut, un om deschis și dornic de a face treabă în Gorj, eu cred că va găsi, poate și, nu neapărat cu toții deodată, poate punctual, pe regiuni, nu știu cum gândește dânsul. Eu am disponibilitate, îmi doresc să pun la dispoziție expertiza pe care am dobândit-o, așa cum spuneam, în anii în care am activat în minister la București. Cred că există potențial, cred că se poate. Totul este să dorim, să fim cât mai mulți care să ne dorim binele acestui județ și împreună să, pentru că de unul singur nu se poate, e imposibil, dar împreună cu o echipă, împreună cu cei care doresc să facă ceva pentru județul Gorj, cred că se poate. Acum și prin intermediul mass media, ei află despre ce este vorba și pot să vă, să vă abordeze. Sigur, de asta am și ținut să începem cu această prezentare, tocmai și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă adresez gorjenilor.
cu acest proiect sau cu unul din aceste proiecte, că sunt mai multe, să încercăm să facem ceva, adică să venim cu niște lucruri frumoase, elegante și de interes pentru locuitorii din Gorj. Spuneați dumneavoastră de parcurile industriale, cele existente, din câte am înțeles, dacă am înțeles bine. Aș vrea să vă întreb dacă, eu știu, un primar dorește să înființeze un parc industrial, se adresează și acestora? Da, există proceduri. Deci există proceduri. Discutăm despre parcuri industriale, parcuri tehnologice, parcuri de cercetare. Deci dacă ne uităm un pic în zona Clujului, acolo există o expertiză și o experiență pe care eu cred că ar putea fi să învățăm foarte mulți din ce se întâmplă acolo. Acolo știți bine că sunt foarte multe parcuri și industriale și tehnologice și de dezvoltare și sociale și culturale și de parcuri de studiu, deci pentru instruire. Deci există potențial și este posibil ca să fie atrase fonduri europene pentru a putea să venim, așa cum spuneam, în întâmpinarea necesităților locuitorilor noștri. Deci se poate, totul este să dorim să facem și, așa cum spuneam, să avem o deschidere din partea administrației publice, pentru că este foarte important, fără sprijinul primăriei, fără sprijinul Consiliului Județean, nu se pot nici înființa și nici accesa fondurile. Este un parteneriat, așa cum spuneam, între administrația publică centrală, care și la nivelul ministerilor există deschidere, deci eu pot să garantez treaba aceasta, deci există acolo cei care doresc să vină în parteneriat. În parteneriat cu administrația publică locală, deci Consiliul Județean și primăriile, în parteneriat cu asociațiile profesionale, cu partea aceasta de business, deci cu oameni de afaceri care trebuie să vină și ei alături pentru a dezvolta activitatea în zona, nu neapărat, așa cum spuneam, din Gorj. Deci ei pot să fie investitori locali, sau deci români, sau pot să fie și investitori din afară care să vină. Întrebam că în Gorj nu avem decât un singur parc, nu la Sadu industrial. Da, după câte știu, da. Știu că la Motru mai este o inițiativă de-a domnului primar din Motru, de-a domnului Jianu, dorește să înființeze un parc industrial acolo. Ce ne puteți spune despre... Înțeleg că ar putea face și ar putea beneficia în primul rând trebuie identificată resursa pe care, eu știu, comunitatea o pune la dispoziție. Așa cum spuneam, terenuri cu diferite facilități, eventual dacă sunt acolo clădiri, birouri, depinde ce există. Există. Au fost zone unde se spune numai teren. Deci am văzut în cele 21 de oferte care deja au fost lansate luni, la nivelul întregii țări. Vă spuneam că în Oltenia erau cele două despre care v-am povestit. Da. Dar erau foarte multe în Transilvania, undeva în Harghita, deci și în Moldova, și prin Ploiești, pe lângă Ploiești. Deci 21, dar pot să fie mult mai multe, deci nu e problema. Despre parcul industrial de la Bumbejiu, ce ne puteți spune? Bun, eu sincer nu știu cum funcționează, nu știu ce activitate au acolo. Cred că o să încerc să contactez directorul de acolo, de la parc. Este un om deosebit, știu că este domnul Paște, după câte știu, dacă de la care a fost primar la Cărbunești. Cred că tot dumnealui este, da. Da. Nu știu exact care este situația acolo, dar deci și acesta poate fi înrolat în platformă, dar și, bineînțeles, pus chiar acolo. Aș vrea să fac, cer scuze că vă întrerup, dar aș vrea să fac o paranteză, că am observat că site-ul, fiindcă tot este o emisiune cu o personalitate la nivel de vârf din Ministerul de Resort, și ca atare aș vrea să fac așa o remarcă, am observat că site-urile în general la instituții nu sunt actualizate, ceea ce mi se pare, căutăm informații, eu știu, despre conducere, despre alte lucruri, despre legislație pe site-uri și nu sunt actualizate, ceea ce în era, așa cum spuneam, informațională a tehnologiei nu se prea poate accepta. Da. Și de asta acum căutam să vedem cine este la parcul industrial, dacă este tot domnul Pasti, să sperăm că site-ul este actualizat. Da, am vrut așa să spun lucrul acesta. Că... Eu cred că dânsul este.
Nu, sunt, se pot face foarte multe lucruri. Ideea este că, așa cum spuneam, trebuie să fim vizibili, trebuie să ne facem cunoscută oferta și cred că poate să fie destul de mulți oameni care și investitori care să vină să folosească zonele respective de interes. Deci, cred că se poate. Aveți așa idei, propuneri pentru dezvoltarea parcului industrial de la SADU? Bun, eu nu, este o întrebare care depășește puțin. Eu nu m-am ocupat de parcul respectiv, am spus că am fost la acea deschidere. Dacă aveți așa pentru deci, viitor. Da, da, asta nu înseamnă că nu putem să luăm într-o analiză, să vedem ce e acolo, ce se poate face. Ce... Este o zonă, într-adevăr, aici, zona SADU, unde la un moment dat erau 7-8 mii, de, poate chiar și mai mult de salariați în uzina respectivă și acum sunt undeva la 1000 și ceva. Deci există potențial de creștere, aceea, zona aceasta se poate dezvolta o industrie destul de activă, destul de ei au și un specific aparte acolo. Deci eu zic că se pot face foarte multe lucruri în zona respectivă, rămâne de văzut. Eu am și discutat cu domnul primar de la SADU, la Bumbejiu, domnul Bobaru. Dânsul s-a arătat foarte, foarte deschis pentru a avea o colaborare împreună cu investitori și oameni care vor să facă treabă în zona respectivă. Probabil că în 2 săptămâni de zile o să venim cu o propunere concretă de dezvoltarea zonei respective. Deci, deja am dat în lucru la o echipă din București cu care eu lucrez și sperăm să găsim cât mai repede o soluție pentru a veni în sprijinul zonei de acolo, în primul rând fabrica de acolo de la SADU, să încercăm să retehnologizăm, găsim niște soluții de finanțare, să venim cu niște linii tehnologice noi, dar nu numai, și cu diversificarea producției. Cum altfel vedeți că s-ar putea dezvolta economia Gorjului? Eu am afirmat de mai multe ori că, în primul rând, trebuie să ne gândim sau să ne uităm și spre alte industrii, deci mai nu neapărat singura industrie pe care noi am cultivat-o într-un fel sau altul, minerit energie. Deci să încercăm să facem și altceva. În momentul în care ne dorim, sunt convins că vom găsi și soluții pentru a face ceea ce ne-am propus să facem. Mă refer, și așa cum v-am dat exemplu și data trecută, în industria de servicii, eu cred că există posibilități și potențial și turism, deci sunt destul de multe industrii. Problema este să, așa cum spuneam, pe de o parte să arătăm potențialul investitor, ce punem noi ca ofertă pentru ca aceștia să vină aici alături de noi să investească. Și se pare că deja au început. Deci eu, așa cum spuneam, acum 2 ani de zile a venit acea firmă americană. Am înțeles că deja acum este în lucru și o să înceapă să vină acea firmă din Japonia. Am discutat cu președintele. Acea firmă americană, din câte am înțeles, care ar, poate sunt respectatori care nu au vizionat emisiunea data trecută, am înțeles acum că vor angaja, vor face angaja, se dezvoltă. Da, e așa un plan de dezvoltare. Deci inițial au pornit undeva la 200 și ceva de salariați, dar au un plan până la 500 de salariați. Ei, interes, firma respectivă. Da. Ca această firmă, ceea ce face această firmă, poate să fie și altele, 2, 3, 4, 5, nu contează. De asta ziceam de acel parc, vedeți, parcul industrial, unde sunt facilitățile necesare, în așa fel încât cei care vin, practic să-și cam găsesc utilități, internet, transport, alimentare cu energie electrică fără întreruperi, deci cu conform cerințelor pe care ei le au pentru a-și putea să desfășoare activitatea corect. Înțeles. Așa, mai avem vreo 10 minute din emisiune și aș vrea să vă rog, având în vedere și calitatea dumneavoastră de vicepreședinte al organizației Gorj a Partidului Social Democrat și fiind așa în prag de campanie, mai este doar o săptămână până când începe campania, să ne spuneți ce se mai întâmplă și din punct de vedere organizatoric în această precampanie. Da, foarte, sigur, foarte aproape de marți, alegeri. Săptămâna aceasta a avut loc, marți după amiază, a avut loc o ședință a Biroului Politic Executiv a PSD Gorj.
unde s-a făcut o informare vis-a-vis de evenimentele care au avut loc și pe care, desigur, acum toată populația din Gorj le știe. Deci este la curent cu ce s-a întâmplat, pentru că media a reflectat destul de bine ce s-a întâmplat în organizația Gorj cu acele liste. Bun, deci s-a făcut această informare, după care am trecut la ordinea de zi. Printre altele s-a stabilit echipa de campanie, care va fi condusă direct de către domnul vicepreședinte Florescu Ciprian, vicepreședinte PSD Gorj și vicepreședinte la Consiliul Județean. Din această echipă, sigur, fac parte, în primul rând, candidații, dar nu numai, și responsabili de zonă, politici, ceilalți vicepreședinți. Dacă nu mai sunt colegii, sunt zone, dar împărțirea este aceeași. Da, ceilalți vicepreședinți. Deci s-a făcut această pregătire, această mobilizare vis-a-vis de ce avem de făcut fiecare în proiectele, în perioada imediat următoare. Cu target și cu angajamentul că toți militanții și membrii PSD vor face de așa natură încât să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus politice, cu numărul de mandate, cu tot ceea ce trebuie, cu prezentarea lucrurilor legate de ce vrea să facă guvernul PSD, dacă va fi la guvernare, și eu sper să fie la guvernare. Deci va trebui să mergem în teritoriu, să prezentăm gorjenilor programul de guvernare, atât din punct de vedere economic, social, sănătate, învățământ, agricultură, deci tot ce cuprinde acest program, care de altfel a fost lansat și este deja public. Organizațiile teritoriale au fost mobilizate la capacitate maximă? Deci, așa cum spuneam, avem reprezentanții din biroul politic al județului care au un gestionare, supraveghere, în management a organizațiilor locale. Fiecare dintre membrii biroului au, nu știu, două, trei, depinde în funcție de câte localități sunt repartizate pentru fiecare dintre acești membri. Urmează ca fiecare dintre colegii noștri să poarte dialog cu președinții de organizații, acolo unde sunt primari, cu primarii, în așa fel încât să ne organizăm teritoriul și să facem campania care noi am făcut-o întotdeauna și care se știe că întotdeauna a fost cu succes, să facem de așa natură încât să fie și de data aceasta un real succes în județul Gorj vis-a-vis de PSD Gorj. Există unitate acum, după toate aceste schimbări? Acum, după părerea mea, mai sunt la acest moment, așa cum am înțeles, nu știu sigur că n-am urmărit foarte atent. Știți foarte bine că de la noi, din conducerea partidului, sunt doi oameni importanți care au decis să candideze independent. Am văzut că a apărut lista și sunt validați, deși dânsii sunt validați. Am înțeles că deja încearcă să-și facă, fiecare echipă de campanie, sediu, ce Dumnezeu își mai fac acolo, nu știu. Probabil că echipele dânșilor vor lucra. Rămâne de văzut câtă priză vor avea la publicul gorjean, cât gorjenii vor marja și vor fi alături de cei doi care candidează independent, dar eu sper, și asta cu o speranță maximă, că și domnul Ciocea și domnul Călinoiu vor renunța la aceste candidaturi și vor veni, într-o perioadă de timp nu foarte depărtată, vor veni alături de organizație, pentru că vor realiza faptul că consumă niște energii fără să aibă niciun rezultat pozitiv. Deci nu cred că orice om care analizează la rece lucrurile, după părerea mea, ar trebui să înțeleagă că nu sunt șanse și mai bine vii înapoi în echipă sau Da, cel mai bine să vină alături de noi. Eu fac un apel pe această cale către cei doi colegi ai noștri să mai reflecteze asupra ceea ce vor să facă în continuare și
să purtăm un dialog prietenesc, așa fel încât să vină înapoi. S-a întâmplat, a fost. Uite, necazul să se uite și să începem să lucrăm în echipă. Pentru că dânsii sunt niște oameni de echipă, au făcut treabă destul de bună în PSD Gorj. Sunt oameni importanți și eu cred că poate să vină înapoi, adică să renunțe efectiv la această candidatură. Ăsta este sfatul meu, dar acum sigur dânsii decid. Am ajuns aproape de finalul emisiunii. Dacă dumneavoastră mai doriți să mai transmiteți ceva, poate ce nu am punctat pe parcursul emisiunii telespectatorilor noștri. Bun, deci emisiunea, așa cum am spus, s-a axat în primul și în primul rând pe încercarea de a prezenta telespectatorilor noastre, pe de o parte, platforma informatică și programul care a fost lansat de către Ministerul Dezvoltării și Administrației Teritoriului. Aș dori ca împreună cu administrația locală și cu Consiliul Județean să începem să lucrăm și să găsim proiecte și posibilități de finanțare pentru ca activitatea să înceapă să se dezvolte și pe această cale. Aș dori ca să găsim niște lucruri foarte bune și frumoase pentru gorjeni, în așa fel încât această activitate să se dezvolte și să fie mult mai vizibilă și mult mai bună. Eu am transmis și un semnal săptămâna aceasta către tineri, în primul rând, să încercăm împreună să construim în Gorj viitorul împreună cu tinerii noștri, cu oamenii care sunt chemați să pună mintea la contribuție, pentru că suntem foarte important, suntem membri NATO, membri UE, a Uniunii Europene. În 2019 va fi președinția Uniunii Europene deținută de către România. Deja s-au lansat cererea de oferte pentru CV-uri, pentru cei care vor să lucreze în acea zonă de management pentru Uniunea Europeană și pe această cale rog tinerii noștri care sunt pregătiți, știu foarte bine și limba engleză și informatică și au destul de multe cunoștințe și informații să înscrie pe acele platforme în așa fel încât eventual să fie prinși în acea mare echipă de management în 2019, că vor fi nevoie de câteva mii de oameni români bine pregătiți ca să facem o președinție a Uniunii Europene de succes. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. În studioul nostru a fost domnul Bebe Ionică. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit în această seară. Mulțumesc colegilor care au asigurat asistența tehnică. Ne revedem săptămâna viitoare, începând de luni, la aceeași oră, la ora 18:30. Vă doresc o seară bună și începând de mâine, un weekend liniștit și frumos. La revedere!